Care este cea mai importantă lecție profesională pe care ați învățat-o în acest deceniu? Of, sunt mai multe, dar una care îmi vine în minte acut este reziliența. Și e motivul ăla pentru care te trezești dimineața și oricât de greu ți-ar fi, te obligă să nu renunți și lupți pentru visul tău și pentru a deveni mai bun decât ai fost ieri sau de acum o lună sau mai bine de 1 sau 2 ani și te ajută să crești zi de zi, să inovezi, să îți îmbunătățești produsele sau serviciile sau experiența din magazin în cazul unui retailer. Este visul care te mână dimineața să joci împreună cu colegii pe care ai în companie și care probabil și ei îți urmează visul tău în linga pe care tu ți-ai propus. Și cred că motiv pentru care foarte mulți antreprenori astăzi au fost în sală în această seară. Nu au renunțat la visele și la proiectele lor. Uneori poate au eșuat, dar s-au ridicat zi de zi cu mai multă ambiție, cu mai mult curaj și probabil și mai motivați decât erau să reușească în ceea ce s-au propus. Așa că pentru mine reziliența este cuvântul anului.